Comisia de la Veneția, săptămâna viitoare, vin primii experți, vor fi și alte discuții și în luna iunie trebuie să se expună, să dea aviz pozitiv sau negativ. Și vreau să vă spun că în ambele cazuri nu avem de câștigat. Dacă va fi aviz pozitiv, atunci va fi implementat votul mixt propus de președinte și de socialiști. Dacă va fi aviz negativ, va rămâne sistemul actual. Însă nimeni din exterior nu poate să ne indice nouă unui stat suveran ce să facem. Dacă noi vom considera, din punct de vedere politic, că este corect și cetățenii așteaptă acest lucru, să aprobăm un proiect de lege, acesta sau altul, noi vom merge cu această abordare. Domnule președinte, anterior dumneavoastră spuneți că dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ, atunci veți renunța la acest proiect. Mi-aduc aminte foarte bine. Noi am spus inclusiv la o emisiune la dumneavoastră, la postul de televiziune, că atunci când va veni un aviz, un aviz nu poate fi pozitiv sau negativ. Bine, cu avizul, avizul nu poate fi pozitiv sau negativ. Avizul vine cu recomandări. Noi vom încerca să introducem majoritatea recomandărilor care sunt propuse de experții de la Comisia de la Veneția. Vom veni cu argumentele noastre săptămâna viitoare. Dacă nu greșesc, în perioada 14-16 la Veneția va avea loc ședința întâi grupurilor de lucru, mai târziu ședința plenară a Comisiei de la Veneția, unde vom vedea care va fi decizia. Astăzi vă spun și ce se întâmplă. Dacă Comisia de la Veneția spune că nu este de acord, atunci eu vă spun ce se întâmplă. Atunci iese Igor Nicolaevici, care как будто e prorosiski, iese și spune că меня не интересует мнение европейцев и венецианской комиссии, социалисты предложили, мы голосуем. Я как сейчас întâmplă.